să ne povestești în primul rând, Anurich, de unde până unde pasiunea pentru, cum se numesc exact? Hamuri? Leather harness. Oh! În românește hamuri, ca la câini. Am văzut pe Instagram că postezi și am aflat că le faci tu. Da. Și aș vrea să ne dai puține detalii, de unde până unde. M-am apucat dintr-o joacă. Practic mă săturasem tot timpul la evenimente să am aceleași ținute, tot timpul combinam exact aceleași accesorii, numai că diferiți. Măi, dar sunt în stare, de când am fost mică mi-a plăcut să tai, să bibilez, să reconstruiesc, să fac. A fost o adevărată aventură. Arată-mi tu la ținuta pe care o ai acum. Da. Ce ai pune, cum ai accesoriza-o să fie wow? Te-ai apucat tu? Eu când eram mică știam să cânt, știam 10 poezii, număram până la 3 și aia era tot. Și cum venea cineva acasă, zic, hai să spun o poezie, hai să dansăm, hai să cântăm, asta mi-a plăcut de mică. Și pe parcurs s-a dezvoltat, am făcut coreografie vreo 15 ani de dans, hip-hop, dansuri moderne și mi-a plăcut muzica, e muzica pentru mine altceva. Și dintr-o prostie am ajuns să lucrez în cluburi, eu până atunci la 17 ani nu avusesem voie în cluburi, deloc. Fusesem de două ori cu mama, deci la modul ăsta eram. Și a fost un casting, eu am crezut că e pentru o echipă de dans și de fapt era pentru animație, era mai durdulie pe atunci. Și mi-au zis ea, băi, patronii te-au plăcut super mult, că eram foarte energie, tot, să dansăm. Și am ajuns treptat. Adică am trecut prin niște experiențe foarte dure, a trebuit să fugim de acolo, era să fim sechestrate, adică e. Viața de noapte chiar nu e pentru oricine. A fost un contract în Turcia, la un moment dat aveam 19 ani, a fost primul contract pe care am plecat și mi s-a spus acolo, băi, faceți show-ul astea, de fapt acolo era pe clientă falsă. Mai ca acele cliente false plecau cu bărbații respectivi și acolo, și acolo, noi eram o mânuță de români și restul erau rusoaice. Și când am văzut eu de fapt cum stă treaba, zic, stai un pic, eu nu știam nici aia consumație, cu zi, mă, nene, vin aici să ce, să fiu pe... Pe mine m-a deranjat foarte tare momentul în care intrau câte doi clienți, urcați-vă pe scenă să dansați, să vă vadă. Zic, mă, omule, am venit aici să dansez, să cânt, eram la început cu MC-ala. Și am zis, eu nu fac așa ceva. Și în momentul în care am vrut să plec, managerul hotelului m-a băgat în baie, i-am tras un pumn, am fugit pe hol, pe fol erau patronii și la un moment dat că nu plecați nicăieri, că eu vă plătesc, că nu știu ce. Și acolo am înțeles că dacă le spui cu poliția, se sperie. În momentul în care am zis cu poliția, s-a albit la față, plecați. Am pierdut mașină, am pierdut avion, am rămas în Turcia la ora 3 noapte, eram eu cu bagajul cu un prieten, zic, și ce face, nu mai aveam niciun ban în buzunar, deci a fost... Aia chiar este o poveste, să vă zic separat. Părinții tăi, că îmi spuneai mai devreme, da. Ce spun de ce ești tu acum, de ce faci tu cu toată nebunia asta? Ei sunt foarte mândri și ei au niște meserii și au avut niște meserii foarte dure în justiție și mi-au zis, băi, inițial au avut tendința, băi, să mă îndrume către ceva, către să zic, lasă-mă pe mine că știu eu ce drum am, eu nu o să pot niciodată să stau la un birou, niciodată și cred, nu știu, mi-a dat Dumnezeu jobul ăsta, de așa natură mie îmi place foarte mult să mă plimb și iubesc să conduc. Deci dacă am un drum de 8 ore, sunt cea mai fericită. Eu muzica, cafeaua și drumul, știi? Și ei mi-au zis, băi, orice ar fi, te susține. Dacă ăsta e drumul tău și te văd fericită, mulțumită. Cât de des te complimentează bărbații? Acum mai ales că văd că ai... super slăbit. De când am slăbit e necaz. E foarte mare necaz. Dar este ok. Cam cât ai slăbit? De la 75 de kg la 58-59. Cam așa. Bine, de lungul a 6 luni, cam așa. Păi sunt 15 kg, 6 luni, e bine? Ba da, ideea puteam să le dau și mai repede, dar îmi distrugeam corpul și nu slăbeam sănătos, îmi slăbeam organismul, așa că am avut răbdare. Asta este tot a ta idee? Tot tu ai conceput? Este ținuta mea de suflet, da. Bine, corsetul este făcut de mine și de Roza. Ideea de bază a plecat de la mine și... Asta de pe cap? Băiatul ăsta de pe cap. Chiar a fost o adevărată provocare pentru mine, dar am reușit. Tu ți-ai făcut-o singură? Da. Eu pe acest... Mă rog, împreună cu domnul. Împreună cu băiatul. Fără ajutorul lui nu aș fi reușit.
mai devreme și de băieți și de băiatul din spate. În viața ta e un băiat? Nu prea dau detalii de viața mea personală, dar pot să spun că sunt foarte fericită din acest punct de vedere. Adică, practic, în momentul de față, nu-ți lipsă de nimic, sincer zic. Chiar cred că am muncit mult pentru treaba asta să ajung aici și merit. Deci sentimental ești bine. Da, foarte bine. El ce zice de ce faci tu? E foarte mulțumit, mă susține, chiar e super ok și Doamne ajută. Și chiar dacă ar spune că nu este ok, mai treaba lui. Există gelozii între voi, din partea lui, pentru ceea ce faci tu, meserie, faptul că te îmbraci așa mai sexy, mai tot timpul aranjată? În momentan nu, sau poate nu le-a scos la suprafață acum, nu știu. Hands up and watch me rock my body. Avem și rochițe drăguțe. Astea făcute tot de tine. Designul tot așa, cu mine și cu Roza. Amândouă. Eu nu prea sunt fan rochii. Deci recunosc, nu plă rochile. Eu dacă nu pot să mă mișc, să așa, nu pot.